Cei 6 pasageri, marinari care se pare că se întorceau din voiaj din Alaska, se urcaseră microbuz la aeroportul Otopeni. Ajunși la intrarea în oraș, microbuzul a oprit, iar cei 6 împreună cu șoferul au coborât să își ia bagajele. În acel moment au fost pulberați de un șofer care fie a dormit la volan, fie pur și simplu nu i-a văzut. Au căzut secerați la pământ ca niște popice. Unul dintre ei a murit pe loc. Martorii spun că șoferul avea viteză mare când i-a lovit în plin pe pasageri. În plus, el a fugit de la locul tragediei, însă ulterior a fost găsit. Nu vedeți, frontal a intrat în... Oameni. Au omorât oameni ăștia. Eram pe acolo eu. Și ce-ați văzut? Viteză maxim. Maximum viteză. Mai era o femeie pe el, așa cum spun martorii? Da. Nu știu, n-am văzut, că a fugit. Eram staționat cu colegii mei de la firma de transport și așteptam pe colegul nostru cu microbuzul să-i preluăm niște pasageri, să-i răspândim de Chirghiol pe unde mai erau, Năvodar, Constanța. Eram toți puși pe avarii, se vedea. Și nu știu, am dat bagajul jos, am apucat să mă duc la mașină să-i pun unuia dintre pasageri bagajul sau stopul butelor și nu mai știu de acolo nimic. Viteză mare și alcool, din cât am auzit, nu știu cât, 0,80 și așa am înțeles că a fugit, doar că acum a venit înapoi. Cât scrie? 0,88. Cât scrie? Mai spun o dată mai tare. Mai tare. Mai tare, mai tare. 0,88. Atât, 0,88. 6 ambulanțe au ajuns imediat la fața locului, iar medicii au început să facă manevrele pentru salvarea victimelor. Șoferul microbuzului și un alt pasager au fost grav răniți. La fața locului s-au deplasat 3 ambulanțe cu medic și 4 cu asistent. Au fost găsite 7 victime, cum spuneam, dintre care 2 în stare gravă, un pacient decedat și 4 stabili. Toți au fost transportați, cu excepția decedatului, au fost transportați la Spitalul Județean pentru investigații. Până și polițiștii au rămas îngroziți când au ajuns la locul accidentului. Scenele erau parcă desprinse dintr-un film de groază, iar șoferul vinovat dispăruse. L-au găsit în scurt timp acasă și l-au adus înapoi. Tânărul are 21 de ani, dar nu a putut să le dea nicio informație polițiștilor. Probabil și el șocat de ceea ce tocmai făcuse. Ce s-a întâmplat? Unde ce te-ai urcat băut la volan? Spital să... Imediat că vine. Mai avem vreo altă mașină în traseu? Deci ai fugit de la fața locului când ai văzut ce s-a întâmplat? Lăsați-ne până să punem întrebările. Avem la momentul acesta o persoană decedată la fața locului și mai multe victime care au fost transportate la Spitalul Județean Constanța. După producerea accidentului, conducătorul auto a părăsit locul accidentului, abandonând vehiculul implicat în accident la fața locului. A fost dirijat un echipaj de poliție rutieră la domiciliul acestuia, a fost identificat acolo. Acum, gestul tânărului l-ar putea trimite după gratii. A fost dus deja la poliție pentru audieri și va fi cercetat pentru ucidere din culpă, fugă de la locul accidentului și conducere sub influența băuturilor alcoolice.